În această seară o să citesc din două locuri, din Vechiul Testament. O să citesc doar câteva versete. Mai întâi din 1 Samuel, capitolul 4, versetele 20 la 22. 1 Samuel, 4, 20 la 22. Când trăgea să moară, femeile care erau lângă ea au zis. Nu te teme că ce ai născut un fiu. Dar ea n-a răspuns și n-a luat seama la ce îi se spunea. A pus copilului numele Icabod, nu mai e slavă, zicând, s-a dus slava din Israel. Spunea lucrul acesta din pricina luării chivotului lui Dumnezeu și din pricina socrului bărbatului ei. Ea a zis, s-a dus slava din Israel, căci votul lui Dumnezeu este luat. Vă invit acum să trecem tot în Vechiul Testament, la 2 Cronici, capitolul 5, și o să citesc câteva versete, începând cu versetul 11. În clipa când au ieșit preoții din locul sfânt, și toți preoții de față se sfințiseră fără să mai țină șirul cetelor. Și toți leviții care erau cântăreți, Asaf, Heman, Jedutun, fi și frații lor, îmbrăcați în insubțire, stăteau la răsăritul altarului cu chimvale, alăute și arfe și aveau cu ei 120 de preoți care sunau din trâmbițe. Și când cei ce sunau din trâmbițe și cei ce cântau, unindu-se într-un glas ca să mărească și să laude pe Domnul, au sunat din trâmbițe, chimvale și celelalte instrumente și au mărit pe Domnul prin aceste cuvinte, căci este bun, căci în viață ține îndurarea Lui. În clipa aceea, casa și anume casa Domnului s-a umplut cu nor. Preoții n-au putut să mai stea acolo ca să facă slujba din pricina norului, Căci slava Domnului, umpluse casa lui Dumnezeu. Amin. Voi vii să ocupați locurile. Vă aduc salutări de la Filadelfia, pentru Filadelfia și pentru celelalte biserici locale, pentru toți pastorii. Vin de la Chicago, de la noi de la biserică. Mai sunt aici dr. John Berzava, președintele școlii Sola Scriptura și doctor Dorin Bogdan, directorul de dezvoltare pentru Discovery or Mission. Le spun și lor bun venit, mă bucur să fie aici. După cum vedeți, în ultimul timp, umbl soții de doctori. Ca să, în caz că mi se întâmplă ceva, sunt tratat rapid. Vreau să spun un cuvânt de apreciere pentru gazdele noastre, frate Luca, echipa locală, toți ei de aici, a făcut o lucrare excelentă. Domnul să vă binecuvinteze. Sper că nu vă costă conven... conferința aceasta cât va costat convenția, dar vă mulțumim pentru ospitalitate, pentru mesele copioase și bogate. Domnul să vă răsplătească. Inițial am vrut să aduc un mesaj cu titlu Păstori bătuți și oi risipite. Însă, după ce m-am torugat și m-am gândit bine, n-am vrut să dau idee oilor. Okay? Și am schimbat, am schimbat mesajul. Uh, și în această seară o să aduc un alt mesaj și o să vedeți imediat titlul lui. Am o așa o, o dilemă, timpul este foarte înaintat. Uh, în urmă cu câteva săptămâni, într-o duminică seara, am predicat o predică mai lungă, am trecut de, de ora 8 seara și la final, în drum spre restaurant, băiatul nostru care de curând am primit 12 ani mi-a zis, tati, you know what? I really meant it when I say you preach better when you preach short ceva recent. Însă, seara asta e foarte dificil. De aceea mi-a mi adus aminte de ceva. După mine urmează fratele Nelu Filip, și prin 2004 l-am pus pentru prima dată să predice la convenție. Eram și eu mai tânăr și am zis, mă folosesc de ăștia mai tânăr și la un moment dat cred că mi-a zis, zice, rămân dator. Și seara asta trebuie să-și plătească datoria, ceva din timpul lui. Nu chiar. În seara aceasta, frați și surori, dragi pastori, vreau să aduc un mesaj pe care, care face parte dintr-o serie de patru mesaje și seria aceasta am numit-o Antidot pentru Icabod. Și în mod specific, în această seară, vreau să vorbesc puțin despre gloria lui Dumnezeu în biserică. Avem aici un episod, primul pe care l-am citit, care descrie evenimente ce se precipită cu o rapiditate extraordinară. Chivotul este luat, Israel este înfrânt, 30.000 de de ostași au murit imediat, Homni Finea și Eli mor imediat. Soția lui Fineas moare din naștere și cu ultimele cuvinte numește acest copil Icabod. Nu mai e slavă, s-a depărtat, s-a dus slava. Dintr-o dată țara sau poporul lui Dumnezeu este devastat. Și toate aceste lucruri se întâmplă pentru că s-a dus slava lui Dumnezeu. Și în această seară aș vrea să vă provoc, timpul este înaintat, este scurt, aș vrea să ne gândim puțin la acest concept al slavei lui Dumnezeu. Coro a cântat foarte frumos, pe acest subiect și dumneavoastră ați răspuns pe măsură, despre slava lui Dumnezeu. Slava lui Dumnezeu este cel mai măreț lucru din univers. Este frumusețea, splendoarea, strălucirea, lumina, măreția, excelența, proeminența. Frumusețea infinită a perfecțiunii lui Dumnezeu este manifestarea puterii și maestății sale în creație, în lume, în afacerile lumii. Este manifestarea puterii și maestății sale în biserică. Evrei aveau două cuvinte pe care le foloseau, cabod și șechina. Kabod însemna greutate, valoare, substanța, substanța completă a, a valorii lui Dumnezeu. Uh, slava lui Dumnezeu în biserică este foarte importantă. Noi dacă suntem aici fără gloria lui Dumnezeu în seara aceasta, am venit degeaba. Este manifestarea prezenței lui, manifestarea glorioasă a prezenței lui. Omului Dumnezeu spune, arată-mi slava ta și aduceți-vă aminte de acel pasaj, nu vreau să intru în în detalii, următoarea predică cred că este pe, acela, pe acest subiect. Însă aș vrea să ne gândim foarte serios la importanța slavei lui Dumnezeu în biserică, a gloriei lui Dumnezeu în biserică. Când se manifestă gloria lui Dumnezeu în biserică? Dați-vă la al doilea pasaj, o să fiu foarte telegrafic. Știți când se manifestă gloria lui Dumnezeu? Când biserica este fidelă, când biserica este loială lui Dumnezeu. Când toată afecțiunea bisericii este pentru Regele ei, pentru Domnul ei. Când biserica este unită, gloria lui Dumnezeu se coboară, se manifestă în condiții de unitate. Când biserica este neprihănită, când există Sfințenie, v-ați uitat la acești oameni? Absolut toți, preoți, cântăreți, leviți, instrumentiști toți cei care erau acolo, spune Scriptura, ce au făcut? S-au sfințit, s-au sfințit. Gloria lui Dumnezeu se manifestă în biserică atunci când biserica îl adoră, când biserica îi se închină. Psalmul 29, versetul 9, partea a doua, spune în locașul lui, totul strigă slavă. În casa lui Dumnezeu totul strigă slavă. Și slava lui Dumnezeu se manifestă. Când noi ne adunăm aici, să înălțăm un singur nume, să declarăm un singur nume în jocul nostru, numele lui Dumnezeu. Slava lui Dumnezeu se manifestă când biserica este teocentrică sau cristocentrică. Când Hristos este în centrul bisericii, când Dumnezeu este în centrul comunității noastre. Uitați-vă ce spun acești oameni, nu așteptau manifestarea aceasta, strigau cât puteau, căci este bun, căci în viață ține îndurarea Lui. Vorbeau despre Dumnezeu și în momentul acela se manifestă această slavă a Lui Dumnezeu, vine norul acesta, greutatea valorii Lui Dumnezeu, când se manifestă gloria Lui Dumnezeu. Dar întrebarea este aceasta, este posibil ca Slava lui Dumnezeu să se depărteze din bisericile noastre. Asta e întrebarea. Și vreau să spun în seara aceasta, nu contează ce clădiri avem. Nu contează ce orchestre avem, nu contează ce diplome avem, nu contează câte pregătiri avem, câte școli avem, nu contează ce programe spectaculoase avem. Frați și surori, contează gloria lui Dumnezeu în mijlocul nostru. Oare este posibil să se depărteze gloria lui Dumnezeu de peste noi, de peste bisericile noastre, despre comunitatea noastră, despre de peste biserica pentecostală română, este posibil? Vreau să spun în seara aceasta, ca o provocare pentru noi toți, este un subiect la care mă gândesc și meritez. Este posibil. Vreau să vedeți câteva lucruri. Puteți să puneți imaginea, prima imagine? Uitați-vă la aceste șapte biserici. Știți de ce nu mai există? Uitați-vă, au fost biserici importante. Nu mai există urmă de ele, există ruine. Știți de ce nu mai există? S-a dus slava. Și să știți, vin momente în istoria unei, unei națiuni, în istoria unei biserici, când dacă noi nu stăm lângă Dumnezeu, se duce slava. Și uitați-vă la aceste biserici. Mergeți la următoarea poză. Vă place catedrala aceasta? Vreau să spun în această seară, în catedrala aceasta, a început marea reformă. În colțul ăla de jos, vedeți pe Luther, poza lui Luther postând tezele lui pe ușa catedralei din Wittenberg. Știți cum este biserica aceea sau această catedrală azi? Golă! Este muzeu! Și știți de ce? S-a dus lava. Mai puneți o poză. Vă place clădirea aceasta? Nice church, nu-i așa? Deja unii pastori, noi români ne uităm ce, în construim noi biserici frumoase, mari, dar asta chiar le întrece pe toate. Biserica de cristal. Știți că au pierdut tot? Și că aproape că au pus musulmani mâna pe ea să facă moschee sau să facă, știu eu, planul cum să mai bombardeze. Știți de ce se întâmplă lucrul acesta? Se duce slava. Trebuie să ne gândim foarte serios noi, noi românii, să ne gândim la lucrul acesta. Oare s-ar putea să se ducă slava din bisericile noastre? S-ar putea să se depărteze gloria lui Dumnezeu de peste noi? Vreau să vă spun că este foarte posibil. Și-aș vrea să menționez pe scurt câte, alte câteva lucruri. Știți că în America, de exemplu, cel puțin 5-2% dintre oameni n-au nicio încredere în biserică. Știți că cel puțin 1.200 de pastori pe lună părăsesc lucrarea. Știți că în ultimii 10 ani din America nu este niciun county în America care să fie cunoscut, să fie experimentat, în general, creștere în participarea la biserică. Știți că la fiecare șapte zile sau în timp de șapte zile se închid 72 de biserici. Din 350.000 de biserici în Statele Unite, peste 60.000 de biserici în ultimul deceniu n-au avut niciun convertit. Peste 60% din tinerii de peste 15 ani părăsesc biserica. Și poate că unii chiar dintre ei noștri ne spun că se duc la americani. Dar poate nici nu se mai duc niciunde. Și este o situație la care trebuie să ne gândim foarte serios. De ce pleacă gloria? Vreau să spun în seara aceasta scurt, doar le punctez. De ce pleacă gloria? Gloria pleacă atunci când apare imoralitatea. Roman 3 cu, 22, cu 23 spune toți au păcătuit și sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu. Și frați și surori, asta e realitatea. Păcatele noastre nu pot coexista cu slava lui Dumnezeu. Asta e realitatea. Când apare imoralitatea, când apare imoralitatea, dispare slava. Și suntem în pericol ca noi, biserica lui Dumnezeu, să fim contaminați. Să închidem ochii, să nu mai vedem, să ne obișnuim, să ne acomodăm cu cultura în care trăim. Și este foarte ușor să ne acomodăm. Faceți experiență, uitați-vă la televizor, la ceva. Și când vedeți prima dată ceva șocat, cu face fata mea, își pune mâna la ochi. Dar dacă te uiți a doua, parcă îți muzi mai privirea, a doua oră. A treia oră, ia să și eu ce spune ca să pot să combat. A, treia, a patra oră, te uiți mai atent și a cincea oară deja îți place. Ai acceptat, ai primit, ești confortabil cu ceea ce este în lumea aceasta. Și vreau să spun în seara aceasta în numele Domnului, în bisericile noastre și în orice biserică, când apare imoralitatea, dispare slava. Când legalizăm tot felul de căsătorii, când acceptăm tot felul de lucruri. Când păcatul este comun în biserica lui Dumnezeu, dispare slava. Pentru că păcatul meu nu coexistă cu slava lui Dumnezeu. Slava lui Dumnezeu, spuneam mai devreme, se manifestă unde este, unde este unde este sfințenia lui Dumnezeu. Și vreau să citesc niște versete foarte tari din Vechiul Testament, nu le mai citesc. Al doilea, al doilea lucru. Dispare slava gloria când apare apostazia. Apostazia e un cuvânt poate foarte greu pentru unii, dar este un cuvânt simplu. Apostazia, de fapt, are trei trepte. Primul lucru pe care îl găsim este în apostazie este apatia. Când ne suntem apatici, când nu ne mai mișcă absolut nimic, când nu mai avem pasiune. Da, ce spune Hristos unei biserici, ce am împotriva ta, este că ți-ai părăsit dragostea din tâi. Că ai devenit o biserică apatică, o biserică neinteresată, ai devenit un creștin neinteresat. Și apatia este primul pas. M-au zis suficiente predici, avem totul la dispoziție, cum spunea cineva aici, a, trebuie să solicităm aminuri, trebuie să, să facem ceva grozav ca să, să, să trezim interesul oamenilor. Apare apatia. Și frați și surori, uneori suntem foarte apatici. Ce ar trebui să mai facem ca să săriți în sus, să ridicați mâinile? Să strigați de bucurie în Sion? Ce ar trebui să facem ca să avem aici o atmosferă extraordinară, plină de entuziasm? Ce am mai putea să facem? Și vreau să spun în această seară, aici este o, cea mai bună rațiune pentru a fi entuziasmați. Aici este prezent Hristos. Aici este prezentă Trinitatea, aici este prezent Duhul Sfânt. Dacă Hristos nu ne poate face entuziaști, vreau să spun în seara aceasta, nimic nu ne va face entuziaști. Poate ne va face pentru o perioadă, poate mesele o să ne țină pentru o perioadă, dar Hristos este pasiunea noastră. frați și surori, deveniți apatici, Următorul pas este absența. Absența este rezultat al apatiei. Când cineva apatic vine la biserică, curând o să vină mai rar. Știți de ce creștinii de azi vin mai rar la biserică? Pentru că au devenit apatici. Și apatia, indiferența aceasta, va conduce imediat la absență. Și avem prea multe programe, sunt prea lungi. Sunt prea multe activități, și încet, încet suntem absenți. Și asta e în bisericile noastre. Și de ce, de exemplu, dacă te uiți, urne, poate că duminică dimineața vin mai puțin la biserică? Oamenii sunt apatici și apatia conduce la absență. Și apoi ajungem la momentul acela când efectiv renunțăm la credință, când nu ne mai interesează nimic, dar apare apostazia. Și vreau să vă spun că este foarte vizibilă la noi toți. Este vizibilă la generația în vârstă și este vizibilă la generația la generația tânără. Și asta conduce la apostazie. Încet, încet ajungem ca alte biserici care au trecut prin aceleași experiențe. Mai repede. Dispare viziunea. Slava se duce când dispare viziunea. Când nu mai vedem... Minunile pe care le face Dumnezeu, nu mai vedem prezența lui Dumnezeu. Când nu mai avem perspectiva lui Dumnezeu. Și este o întrebare foarte serioasă pe care trebuie să ne opunem. Care e viziunea Bisericii Pentecostale Române din America? Care e viziunea noastră? Pentru Consiliul Pastoral, foarte serios, ar trebui să ne punem întrebarea aceasta. Pentru cultul pentecostal din România, e foarte important să existe această întrebare. După 100 de ani de existență, sau aproape 100 de ani, 90 de ani, care e viziunea? Și uitați-vă, în toată istoria, când se stinge viziunea, dispare Slava. Când se stinge viziunea, dispare Slava. Al patrulea lucru, pleacă Slava când dispare misiunea. Nu mai există preocupare pentru cei pierduți. Cum ajunge în Apocalipsa Biserica Filadelfia, ajunge să fie Biserica Laodicea? Știți cum? Nu mai face misiune. Nu mai folosește ușa deschisă pusă înainte de Dumnezeu. Și dispare misiunea. Când nu mai suntem interesați în oameni nemântuiți. Și putem să ne controlăm foarte bine, noi toate bisericile, toți de aici. Câți oameni nemântuiți botezăm pe an? Câți oameni nemântuiți botezăm pe an? Se spune că dacă nu botezi pe an 10% din membrii pe care ani, oameni nemântuiți, biserica aceea, inevitabil va fi în scădere, va, fi, va, va dispare. Cel puțin 10% ar trebui să boteze biserica oameni nemântuiți, oameni din afară. Și gândiți-vă cât timp petrecem noi, interesați de oamenii nemântuiți. Cât timp? Poate petrecem timpuri, timp foarte mult, să facem programe frumoase. Praise God, it's good to have them. Petrecem foarte mult timp în tot felul de ședințe, în tot felul de conflicte. Noi, pastorii, foarte ușor a devenit pompierii mișcărilor noastre, bisericilor noastre. Mereu în stare de urgență. Suntem ca o ambulanță care tot timpul circulă bezmetic. Asta e întrebarea. Unde-i interesul nostru pentru suflete perdute? Și ultimul lucru aici. Dispare Slava când dispare Hristos. Și asta e tendința Bisericii. Să știți, cei din afară, sunt ok să folosim cuvântul Dumnezeu. Să vorbim despre Dumnezeu. Să știți că sunt ok să folosim chiar și cuvântul spirit. Poate au o problemă când folosim cuvântul Holy Spirit. Nu au o problemă. Știți ce face lumea aceasta? Îl scoate pe Hristos din mijlocul ei. Hristos îi deranjează. Hristos este piatra de potignire. Hristos este cel care îi ofensează. Dar marea problemă este... Chiar și noi îl scoatem pe Hristos. Din centrul existenței bisericii. Și înlocuim locuim cu tot felul de alte lucruri. Când dispare Hristos, s-a dus slava. Devenim o biserică icabod. Și este posibil să se întâmple asta cu noi? Să devenim biserici icabod, unde nu mai e slavă? Să ne gândim foarte bine la lucrul acesta. Aș vrea, în final, mă opresc aici, este mai mult o provocare în seara aceasta. Însă vreau să vă las cu, cu trei lucruri simple, în mod minimalist, prin care se manifestă slava lui Dumnezeu în biserică, gloria Lui. Primul este prin prezența extraordinară a lui Isus. Prin prezența extraordinară a lui Isus. Ucenicii au putut să spune că, despre Isus, că a fost printre ei plin de har și de adevăr. Și ce spune? Noi am văzut slava Lui se manifestă slava lui Dumnezeu prin prezența extraordinară a lui Hristos. Vreau să vă întreb în seara aceasta. Chiar ne-am adunat aici să sărbătorim prezența lui Hristos? Sau v-ați adunat să sărbătoriți pe pastore care au venit de peste tot? Ne-am adunat aici să mărturisim prezența lui Hristos. Frați și surori, Hristos este aici. Și dacă nu El nu este aici, s-a dus slava. Însă manifestarea slavei lui Dumnezeu se face prin prezența extraordinară a lui Hristos. Poate intra cineva în locul acesta și să plece de aici să spună Dumnezeu este în locul acesta, Hristos este în locul acesta și eu n-am știut. Manifestarea extraordinară a slavei lui Hristos. Al doilea lucru. Prin faptul că se convertesc oameni. Dacă citiți la Ioan 2 cu 11, spune, acolo spune, au văzut slava lui și au crezut în el. Știți cum se pot întoarce oameni la Dumnezeu, în mijlocul nostru, oameni din lume? Când vor vedea slava lui Hristos aici. Când vor vedea slava lui Hristos în noi au văzut slava lui și au crezut în el. Prin faptul că se convertesc oameni în biserică, acesta este un, semn al prezenței slavei lui Dumnezeu. Și ultimul lucru, prin prezența miraculosului, prin prezența miraculosului. Oare e posibil să fie, să se întâmple lucruri miraculoase în mijlocul nostru? Fratele Cornel Avram a menționat aseară, aseară una dintre minunile pe care le-a experimentat. Dar nu e așa că sunt foarte rare minunile? Ni se par nouă, foarte rare? Oare Dumnezeu lucrează mai mult în Africa decât aici? Sau în locuri unde auzim de lucruri care, pe care nu le credem? Este incredibil ce auzim. Am călătorit în toamnă cu frații din Africa, Hope for Africa, fratele Kiza. Și unul acesta a spus... Noi am experimentat un lucru extraordinar acolo. O adevărată trezire când cineva bolnav de sida a fost vindecat. Oare e posibil să se întâmple lucrul acesta? Frați și surori, prezența slavei lui Dumnezeu se, se, manifestă prin prezența miraculosului în Biserica lui Hristos. Când slava lui Dumnezeu este aici, puterea lui Isus Hristos, puterea lui Dumnezeu se manifestă în mijlocul nostru tipul s-a dus, cred că am luat și fratele Nelu ceva. Aș vrea să plecăm cu întrebarea aceasta. E posibil să devenim o biserică Icabod? Sau vrem să fim biserici care chemăm slava lui Dumnezeu în mijlocul nostru? Care chemăm prezența lui maestoasă? Și areți în seara aceasta să plecăm de aici gândindu-ne foarte serios la acest aspect. Gloria lui Dumnezeu în biserică. Amen. Și gloria lui Dumnezeu să se manifeste în fiecare biserică și în viețile noastre. Amin. Amen.